În această lună, Muzeul Regiunii Porților de Fier a decis să expună în cadrul programului Piesa Lunii o insectă rară foarte frumoasă care se aseamănă cu fluturii. Capul, toracele și abdomenul sunt acoperite cu perișori, corpul acestea fiind alungit și negru. Sunt prezente două perechi de aripi membranoase, anterioare și posterioare, fiind sub forma unei celule de diferite dimensiuni. Aripile au o lungime de 40-50 de milimetri, sunt galbene cu desene negre ca fenii. Antenele sunt lungi și se termină cu o măciucă bine diferențiată. Piesa lunii mai reprezintă un insectar, și două de insecte, care fac parte din colecția de entomologie a Muzeului Regiunii Porților de Fier, insecte care au fost colectate în perioada 1978-1982. Sunt insecte colectate din zona Gura Văii Oglănic și din zona Schela Cladovei. Ascalaphus macaronus este o insectă foarte rară și foarte frumoasă, care se întâlnește începând din luna mai până în luna iulie și este o insectă prădătoare, la fel ca și larva ei. Este o insectă diurnă. Atât larvele cât și adulții sunt prădători. Larvele pot fi observate căutându-și prada prin iarbă sau pe sub scoarța buturugilor. Aceste insecte se întâlnesc în Europa Centrală și de Sud-Est, țările din bazinul Mării Mediteraneene, Caucaz, dar și Asia Mijlocie.